Să deschidem împreună Sfânta Scriptură la Epistola lui Iuda. Are un capitol, citim primele trei versete, pagina la Biblie, 1204. Epistola sobornicească a lui Iuda, versetul 1, 2 și 3, slăvit să fie Domnul. Amin. În veci de veci, amin. Iuda, rob al lui Iisus Hristos și fratele lui Iacov, către cei chemați, care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Iisus Hristos, îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. Prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Amin. Să ocupăm locurile și spunem și noi din toată inima, cu întreaga adunare, slăvit să fie Domnul nostru. Dumnezeul adevărat, singurul Dumnezeu adevărat, singurul Dumnezeu mare, care s-a descoperit în măsura Lui de har și nouă să cunoaștem calea credinței, lucrarea aceasta de descoperire a Evangheliei, a mântuirii, a căii adevărate, a mântuirii sufletului și a moștri într-o zi împărăția cerurilor, se numește Harul lui Dumnezeu. Dumnezeul nostru s-a descoperit nouă ca mântuitor, slăvit să fie Domnul. Îl binecuvântăm pe Dumnezeu că a călătorit cu noi pe drumul vieții, pe calea credinței, ne-a păzit Dumnezeu de cursele morții, nu ne-a lăsat Dumnezeu pradă gândurilor stricate și murdare pe care diavolul le-a adus. Și dacă astăzi suntem în adunare, suntem și putem să spunem alături de psalmist, Domnul a fost de partea noastră tuturor, slăvit să fie Domnul. Domnul a păzit pe tați, pe mame, pe bunici, pe copii. Se pot întâmpla atâtea nenorociri, Biblia spune că nenorocirea paște undeva așteaptă pe om și dimineața dai mâna cu el la adunare și după masă auzi vestea cea mai de necrezut. Nu mai este, s-a dus. Nenorocirea paște pe om. Biblia spune că diavolul are săgeți arzătoare. Săgețile acestea zboară ziua, în amiaza mare, gata să răpună pe cineva. Apare la un moment dat ciuma, apare molima, care iară bântuie. Atâtea și atâtea pericole. Și acolo cuvântul lui Dumnezeu, toate aceste pericole pasc, așteaptă pe orice om. Și acolo cuvântul Dumnezeu spune, fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi, îl voi ocroti, căci cunoaște numele meu. Biblia spune că el va porunci îngerilor săi să te păzească, că ei te vor duce pe mâini, ca nu cumva niciunul dintre noi să nu-și duvească peciorul de pe o piatră. Dumnezeu să fie lăudat pentru aceasta. Prea iubită adunare, să fim recunoscători față de îndurarea lui Dumnezeu. Și îndurarea, cum spunea omului Dumnezeu, să ne fie înmulțită. Eu zic amin, nu? Când auziți de binecuvântări, să spuneți amin. Ele vin asupra ta. Pacea să ne fie înmulțită. Amin, da. Dragostea și mai mult să crească. O, Doamne! Cu cazul ăsta, deja suntem pregătiți să intrăm pe porți în cetate. Să vedem pomul vieții, să vedem scaunul mare și alb. Să vedem pe Domnul cel tare și viteaz în luptă, care s-a luptat pentru noi, lăudat să fie în numele Domnului. Dumnezeu a avut grijă de fiecare dintre noi. Pentru păsări este creator. Pentru florile de pe câmp și crinii care se îmbracă mai frumos decât Solomon în toată splendoarea lui, este doar un creator. Nu este tatăl păsărilor. Nu, nu, nu. Dar pentru noi, Dumnezeu ne este tată. Cum spuneți? Da, așa este. Este Tatăl nostru. Nu numai ne-a creat după chipul Lui.
Ci și purtăm numele de copii al lui Dumnezeu. Lumea nu știe. Dacă ar ști lumea că este copilul Dumnezeu, și ce-ar face? S-ar închina, s-ar pune în genunchi înaintea ta. S-ar săruta mâna. Dumneata e cineva. Da, ești copilul lui Dumnezeu. Doamne, vrem să rămânem copiii Tăi toată viața. Aici spune cuvântul Dumnezeu și mulțumim lui Dumnezeu că suntem la închinare. Închinarea trebuie să fie plăcută. Plăcută este că Dumnezeu dorește închinători adevărați în duc și în adevăr. Închinarea aceasta se va finaliza la finalul închinării, se va finaliza cu notă. Și noi dăm note, notele noastre nu contează, nu sunt luate în considerare. Da, dă notă Domnul Iisus și spune așa, va da la unul 10, El nu dă 9. Și la unul va da 4. El nu dă 5. La Dumnezeu nu este nota 5, 6, 8. Ori ai 10, ori ai 4. Totul sau nimic. Ori toată inima, ori deloc. Păi am dat 99, aia înseamnă deloc. Și spune că El, așa spune cuvântul Dumnezeu, că la final de lucrare, iubiților, de oriunde am fi, și la balcon, și văzut și nevăzut de ochii oamenilor, dar văzut de ochii lui Dumnezeu și Dumnezeu te atinge pe tine oriunde fii tu. Când se termină adunarea, Dumnezeu, Biblia spune că Dumnezeu va socoti El pe unul neprihănit și pe altul altfel. Că au fost doi oameni la închinare. Și când s-a finalizat cu lucrarea, a zis, pe unul l-a socotit, a plecat acasă, socotit de Dumnezeu, marele socotitor, iubiților. Știe să socotească, nu putem contrazice socoteala Lui. Nu. Și creată ea noastră nu merge cu a Lui. Știți? Este și proverbul românesc, că socotelile noastre se strică. Lui Dumnezeu sigur nu bat cu ale noastre. De ce nu bat cu ale noastre? Numai un exemplu vă dau. Așa scrie în Biblie. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii. Amin, nu? Socotelea noastră e altfel. Nebucanețarul a vrut să aibă oameni pregătiți, să-i facă miniștri. Și aici este așa, vă uitați, să fie neam ales. Viță boierească, fără cusuri trupesc, ager la minte, în stare să învețe limba aldeilor. Criteriul Babilonului. Ăsta e criteriul Babilonului de alegere. Ați cunoscut pe fratele Simeonuc? Mie mi-a fi rușine să deschid gura în prezența acelui lucrător, dacă mai trăia. Mi-aduc aminte, eram cu fratele Cornel, care cântă, ne mergeam în misiune cu fratele Simeonuc. Îi duceam geanta. Parcă mergeam cu, nu știu cu cine, în misiune. Și avea mașină, avea o Dacia, fratele Cornel. Zic, frate Simeonuc, stați dumneavoastră în față. Păi zice, nu stau în față, că nu-mi place să fiu legat. Noi eram puțin întârziat, zic, Cornele, dă-i mai tare. Mergi mai tare cu mașina. Păi zic, mergi mai încet, ca să ajungem la timp. Când începea să vorbească studentul cu bondiță, așa era numit de studenții de la Iași, când au ajuns la evanghelizare, deci noi nu mai știam de ceas, și câteodată așa cum rămâne om, o gură cască, caiete, carnețele, toate scrise. Așa lucrează Dumnezeu. Babilonul are alte criterii. Criteriile lui Dumnezeu dărâmă criteriile Babilonului. Da? Îl lăudăm pe Dumnezeu că ne-a ales pentru mântuirea Lui. Dumnezeu alege lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi, iubiților. De ce? Ca în toată această lege și lucrare, unul singur să fie înălțat. Acelei Domnul Iisus Hristos. Doar numai El. Când vezi așa lucrare, nu poți spune decât, ce pot să spun? Slavă Domnului! Nu poți spune așa. Dacă vezi un om cu pregătire și mai și spune, este și anunțat cu toate titlurile și unul le uita și spune, fratele, nu știe, dar eu sunt și asta. Fratele uita să spună, dar eu și asta fac. Și sunt atât de implicat, super, super, nu-i nimic că nu a spus, dar spun eu. Ei... Zici, mă, se vede, are carte. Nu așa spui? Măi, se vede, o citi foarte mult. Dar e altfel când predica Petru, spune așa, mulțimea. Oh, zice, pricepeau că au umblat cu Iisus. Auzi ce frumos. Când auzi o predicată, spui, o, se vede că au făcut la Oxford. Unde au făcut școală multă, pregătire. Dacă când auzi, măi,
Se vede cum o s-a umblat cu Domnul Iisus, nu? Cum e mai frumos? Nu neapărat frumos. Cum e real? Se vede, chiar dacă are școală, slavă Domnului, școala este bună când o stăpânești tu. Când te stăpânește ea, ești cel mai mare rob. E vai și amar de tine. Când nu te crezi domnul inginer. Ești acasă domnul inginer, nu? E greu, greu de soția care are acasă un domn inginer. E greu de adunarea care are acasă în adunare un domn inginer. Ce să facem? Nu strâm fiare aici. Aici sunt oameni. El este domnul doctor. Să facă injecții la toți și au și n-au, nu. Le dă aiurea medicamente. Nu, nu, nu. Aici în adunare toți suntem frați. Amin. Toți suntem slugi. Amin. Că nu-i nimeni mai mare ca Moise aici în adunare. Biblia spune că Moise a fost credincios ca și, spune stare, vă rog, slug, auzi? Moise, 80 de ani de școală, vă dragilor. 80 de ani de pregătire. Nu există om pe pământ să aibă școala lui Moise. 40 a învățat în Egipt. Tot ce se putea a stors tot din Egipt. Și după 40 de ani de școală în Egipt, știa să omoare oameni. Ați înțeles? Asta știa să facă. Oh, ești foarte bun tu, dar te mai trebuie să faci 40 de ani de școală ca să fii conducător de adunare. Știi ce ai spune? Frate, nu vă supărați. Nu mai trebuie conducător. Vă rog frumos. Atâta școală, când aud oameni de școală multă. 40 de ani de școală și în ce școală? În școala suferinței, cea mai aspră școală. Suferința este o componentă necesară și obligatorie a vieții de credință. Da? Automat, când cineva, de orice natură, stare socială ar avea el. Când ai dat pe calea credinței, tu ai de suferit. Poți să fii tu șeful firmei. Tu ai de suferit. Că sunt alții mai mari peste tine. Și aia de jos. Chiar dacă spune domnul șef, dar el te sapă. Pocăitul. Șeful nostru e pocăit. Șeful, știți? Avem de suferit. De ce? Pentru că ei prigonesc nu pe noi. Pe Domnul care este în viața noastră. Să vii să fie Domnul nostru. Și spune cuvântul Domnului, așa alege Dumnezeu lucrările lui. Apostolul, robul Domnului, Iuda de atunci, avea ochii deschiși și fizic. Și câteodată ca predicator, ca slujitor de biserică, ca pastor al adunării, alege un subiect de predică. Trebuie să predici ceva duminică. Ce predici? Păi te rogi Domnului și stai înainte de Dumnezeu, Doamne, dă-mi un cuvânt. Te rogi luni și marți, toată săptămâna și toată luna și primești ceva. Și dezvolți atunci din Scriptura. Dar sunt situații când te uiți în adunare, chiar te uiți fizic, și vezi că vrea să pătrundă ceva și atunci alegi subiectul ăla. Și nu-i greșit. Acum Iuda, avem fel de fel de modul de a alege subiectul de predică. Sunt predicatori care atunci când vin aici predică ca așa, când merg în altă adunare predică ca acolo. Deci se mută oamenii, da? Nu trebuie să fim așa. Aici Iuda spune, robul Domnului, fratele lui Iacov se spune cine este el, așa e frumos, că de cei chemați, iubiți de Dumnezeu Tatăl, păstrați pentru Domnul Iisus, face o urare care trebuie să rămână peste noi și adunarea Domnului și familiei noastre și spune, prea iubiți, am vrut să vă scriu o epistolă. Nu doar să vă scriu ca să umplu timpul, să fiu și alături de alții care au scris cărți, să fiu și eu cu nume. Nu, nu, nu. Dar eu am vrut să vă scriu din dragoste, cu o bucurie, din dragoste de partea lui Dumnezeu. Și prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea de obște. Ăsta mi-era subiectul. Și începeam să scriu și tot scriam și tot scriam. M-am văzut silit, mereu forțat cumva, începea și nu-i mergea. Deloc nu-i mergea. Schimba Dumnezeu mereu macazul, știți? M-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn. Și noi în ziua de astăzi suntem îndemnați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și îndemnul este acesta. Ce îndemn? Să ne luptăm pentru credința noastră, așa, care a fost dată, dăruită, sfinților lui Dumnezeu, o dată, o singură dată, în sensul că nu se mai mută alta, nu mai vine altă credință, și este pentru totdeauna, amin. Ei văzut silit, acum putem spune așa, el a fost silit de Duhul Sfânt, pot să spun asta. Duhul Sfânt l-a direcționat, l-a îndemnat, l-a călăuzit, pe linia asta vorbești, pe linia asta scrii. Dar și ce vedea în jurul lui? Au început oamenii, ce era atunci? Să se strecoare, să țină niște învățături. Părea, la vederea fizică a ochilor,
Nu mai are nevoie, nu era nevoie de darul deosebirii duhurilor. Astăzi sunt situații în care nu e nevoie, da, este nevoie de darul deosebirii duhurilor, dar lucrurile așa au luat amploare păcatul, că nu mai e nevoie să ai descoperi. Vezi cu ochii tăi de carne păcatul cum crește, cu ochii astea fizici. Și când văzând tot ce se mulțește, a fost silit să scrie, noi avem o credință. Da, știm, Iuda. Vezi că credința asta nu se schimbă. Da, știm. Dar vezi că pentru asta trebuie să vă luptați. Da, cum să ne luptăm? Trebuie să ne luptăm că ea să rămână aceeași credință. Preobiților, credința aceasta dată, Sfinților, odată pentru totdeauna, este credința care pe Dumnezeu din cer îl aduce în adunare. Amin, așa este. Credința aceasta pe care spunea Iuda, este credința care pe ologul de la poarta cea frumoasă îl ridică în picioare, sare și merge tămăduit toată viața lui. Asta e credința. Credința aceasta adevărată este credința că atunci când stă 5.000 de oameni, afară de femei și copii, și vine un băiețel cu 5 pâini și 2 pești, și când inima lui Filip și a lui Andrei și ochii lui Andrei zic, Doamne, ce s-a aceștia la atâția? Credința adevărată, asta singură, este cea care mulțește pâinile în pustie, unde e multă iarbă, se satură oamenii și ucenicii strâng firimiturile. Ce înseamnă asta? De la adunare pleacă ultimii. De la adunare îi vin primii, slujitorii vin primii. Și când pleacă? Pleacă ultimii. Că trebuie să stea și cu sora și cu fratele și așa mai departe. Asta e credința adevărată. Și acum ne uităm în Scriptură, sunt foarte mulți oameni. Avram a fost numit părintele credincioșilor. Și astăzi, să zicem, urmașii lui se laudă cu Avram. Măi, și poți să spui și tu, da, păi tatăl nostru este Avram, spuneau ei. Dumneata în familie, spui, bunicul meu. Cine a fost bunicul dumneata? Cu tare. A fost bunicul dumneavoastră, da. Oh, ce frumos. Bunicul meu era un om credincios. Mama mea, o femeie credincioasă. Ce credință a avut bunicul meu, nu? Ei, el spunea de credința dată Sfinților, dată pentru totdeauna. Și acum, eu viți să vă citesc. Uitați-vă, rog frumos, cu mine, da? Să citim cuvintele lui Dumnezeu, Efeseni, da? Efeseni 3, telegrafic citesc, legat de credință pentecostală, spunem noi, baptistă, luterană, evanghelică, nu, ea este una, doar una. Și uite, spune așa, este versetul 5, pardon, Efeseni 4, da? Efeseni 4 cu versetul 5. Este un singur Domn. Acela este Domnul Iisus Hristos. Noi spunem slăvit să fie în numele Lui în veci, amin. Este o singură credință. Credința în Domnul Iisus dată Sfinților, odată pentru totdeauna și un singur botez. Botez care? În numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, da? Nu alte, mai sunt și alte fel de botez. Ăsta este botezul autentic. Credința în botezul autentic. O singură credință. Ce fel de credință? Mai citesc ceva, vă rog frumos. Dați-vă cu mine la Petru. Hai să citim, da? Unde citim? La 2 Petru. 2 Petru, vă rog. Capitolul 1, versetul... Cât să citesc? 1, nu? Versetul 1. Simon, Petru, rob și apostol al lui Iisus Hristos, către cei ce au căpătat, am primit, cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, slăvit să fie numele Domnului nostru. Amin, da? O credință, doar una, nu să citim de două. Nu ai de unde să scoți două. S-o cânta și o cântare, către cer este doar o cale, către iad câte sunt? 99,999 de mii. Auziți? Multe căi îi separ omului bune, dar până la urmă ele duc unde? La moarte, dragilor. Deci căi spre iad există nenumărate, nenumărate. Nu le pot spune. Fiecare își vedea pe, în Isaia 53, fiecare își vedea de drumul lui, fiecare, 6 milioane, 7 milioane de oameni, fiecare cu drumul lui și așa este. Dacă e vorba de calea credinței, este doar una, una singură, una singură. Și asta are un preț. Da? Preț ca și a apostolilor. Ce credință a avut Petru? Și noi. Și Pavel? Și noi. Domnul Iisus? Și noi la fel. Aceeași credință. Nu s-a diminuat, nu s-a schimbat.
Poate noi ne-am mai schimbat fizic în azi, sau cum ne-am mai schimbat. Credința absolut deloc, deloc nu se schimbă. Și acum, mai citim ceva legat de credință, uitați-vă, rog frumos, trebuie să avem credință. Uitați-vă, deschideți-mi la Evrei. Evrei, capitolul cunoscut, foarte frumos, capitolul 11. Evrei 11, cu versetul, hai să citim unul întâi. Și credința este o încredere neclintită, neclintită, în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Prin credință pricepe că lumea a fost făcută așa și citim mai departe, versetul 6. Și fără credință, auziți, este cu neputință să fim plăcuți Lui, Lui Dumnezeu. Fără credință, o să amintesc aici, o să ziceți, frate, ați fiat slabă credința, ca și nu de credința e vorba. E posibil să slăbesc credința. E posibil. Nu de credința aia ce e vorba. E posibil când vin valurile să deznădăjduiesc. Nu de credința aia e vorba. De credință o să vedeți, vă citesc. Căci cine se apropie, auziți ce spune. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu, asta e credința. Asta să nu o pierzi. Credința de a mă apropia de Dumnezeu. Spune aici că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Înțelegeți? Credința de a mă apropia de Dumnezeu. Asta să nu o pierd. Probabil că nu mai am credință că primesc loc de muncă. E posibil. Probabil că nu mai am credință dacă ești căsătorit și ai 15 ani de când ești căsătorit și n-ai copii, nu mai am credință să primesc copii. Și asta poate să fie de Dumnezeu, poate să dea. Și fel de fel de credințe. Să slăbească, mă refer. Dar credința aceasta nu are voie să slăbească. Vreau să mă apropii de Dumnezeu. Și acum o să ne uităm în Scriptură cu ajutorul lui Dumnezeu. Vă spun lucruri știute, simple. Numai să le pricepem, ca să le pricepem, să se deschidem inima. Ce înseamnă să avem o credință adevărată? Deschideți Evrei 11, Evrei 11 cu versetul 23. Evrei 11 cu versetul 23. Ce face credința adevărată? Există credință falsă. Există multe credințe false. Poate când ne auzim, poate ne cutremurăm, sunt oameni care zic că sunt credincioși și ei nu cred în iad. Dom'le, nu există iad. Nu există iad. Sunt oameni care au credință, ce dezbribe, au vestesc, poate. Deci zic că nu există vorbirea în alte limbi. Nu, au și o credință. Nu există proroci. Fel și fel de credințe. Deci dați-o credința adevărată. Evrei 11 cu versetul 23. Prin credință, citește și asta, a fost ascuns Moise 3 luni de părinții lui când s-a născut, pentru că vedeau că era frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Și 24. Prin credință, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai degrabă, da, să sufere, mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu, decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Amin. Credința adevărată face o alegere, nu greșită. În fiecare zi facem alegeri. Fel de fel de alegeri. Le facem în funcție de ceea ce credem, înțelegem și vedem cu ochii. Oamenii visează și fac alegeri. Văd în viitor și aleg lucrul ăsta. De ce mergi mai la școala asta? El vede în viitor că va fi X. Dar o să faci mulți oameni de școală, dar el vede în viitor. El se și vede deja. Chiar vrea să-i spui așa. El a făcut o alegere, Moise. Credința adevărată face o alegere. Ce fel de alegere? Și uitați-vă, eu citesc, mi-ați urmărit, sunteți atenți. Credința e valabilă pentru oricine din adunare. Și spune așa. Când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon. Avea alternativă, două alternative. Sau una, zicem, două. Terminase acolo toată școala, era la Faraon și el putea să fie numit fiul fiicei lui Faraon, prințul Egiptului. Ai această ocazie, poți să fii omul numărul unu sau doi, care vrei, în statul Egiptului. Și el ce a zis? A zis nu. Și spune cuvântul, citesc,
Dar ce a ales? Ce a vrut? A ales să sufere. Să sufere cu cine? Împreună cu poporul lui Dumnezeu, decât să se bucure de plăcere de o clipă ale păcatului. Există alegerea asta. Care? Să aleagă, oamenii aleg plăcerile. Este o alegere bună? Fatală? Alegi moartea când alegi plăcerile? Spuneți, da sau nu? Da sau nu? Când omul alege plăcerile, alege moartea. Când Eva a ales să iei din fructul oprit, ce a ales? A ales moartea ei și a soțului ei. Expulzarea din ea, auzi? Pentru o plăcere? Câte fructe a mâncat Adam cu Eva în grădină? Până n-au mai putut. Până n-au mai putut? Unul sigur, nu mere. Gândesc că nu mere. Un fruct, fructul oprit. Așa scrie acolo. Pomul, auziți, era plăcut. Plăcut de privit. Pomul era de dorit să deschidă cuiva mintea. Punct. Nu luase. Nu păcătuise. Era doar ispitită Eva. Doar ispitit și el a ispitit și pe Adam, să zice, eu știu. Și la un moment dat zice acolo, a luat deci. A mâncat ea și a dat și soțul ei care era îngășat, a mâncat amândoi. Oamenii aceștia, fiți atenți, vă rog. Oamenii aceștia în fiecare zi mergeau la adunare. În fiecare zi. La adunare la care mergeau în fiecare zi, avea cel mai distins predicator. Dumnezeu însuși predica. Oamenii aceștia nu aveau restricții câte avem noi. Doar o singură restricție. Cu toate acestea, au fost biruiți de plăcere. Așa este sau nu? Noi ieșim afară din adunare și avem predicatori, mai chemăm, mai nu chemăm. Chemăm și când ne dăm seama cine am chemat, nu mai chemați pe asta. Sau cine? Na, oamenii cheamă, cum știe. Ieșim afară, ei erau un rai. Protecție. Cerească. Noi ieșim afară în lume, unde ne trimite Dumnezeu ca niște mei în mijlocul lupilor. Și acolo nu avem o singură restricție. Asta nu, asta nu, asta nu, asta nu, asta nu. Mămico, nu-i voie. Mămico, nu-i voie. Mămico, nu-i voie, mai ieși. Nu-i voie, numai nu-i voie. Este posibil să luăm din fructul oprit? Este imposibil să nu luăm. Dumnezeu vrea să nu luăm. De la Dumnezeu, prin cuvântul Scripturii, ce se spunea de dimineață prin fratele, că aici auzim cuvântul ceresc care ne dă nouă puterea de a birui ispitele. Să fiți să fie Domnul. Primești puterea de a te împotrivi firii pământești, cel mai mare dușman. Trebuia să facă o alegere, Moise. Moise n-a ales să fie fiul fiicelui Faraon. Păi și cu ochii închiși, dacă trebuie să alegi între, să zice, ceva firesc și foarte așa, cu ochii închiși și tot mergi după simț, după miros. Tot dai de ce vrei tu. Fiul fiicelui Faraon. N-a vrut să aleagă plăcerile de o clipă ale păcatului. Uitați-vă în jurul nostru, dragilor, preobiților, de la cel mai mic la cel mai mare, alege doar așa, plăcerea. Plăcerea, senzația. Gust, să văd și eu cum e. Măi, nu gusta că mori. De la o singură gustare se poate muri. Când se pune o travă în lapte, se decolorează laptele, nu? Nu. Își schimbă culoarea laptele? Absolut deloc. O travă nu schimbă culoarea apei. Nu știi, același pahar, două pahare diferite. Firea lumii? Firea lumii este o poezie, o cântare. Firea lumii e o travă. Firea lumii e o travă. Cine gustă din ea, moare. Nu mai poate fi o floare în grădina Mântuitorului, în grădina Domnului. Să nu gustăm, iubiților! Să nu iubim, dar nici să nu gustăm din lume. Să nu gustăm din fructul oprit. Să nu mai îmi doresc să aleg plăcerea de o clipă. Să ne simțim puțin mai bine. Să fim și noi puțin mai recreați. Ce muncă grea avem de luni până vineri. Că părinții noștri plecau dimineața la ora 6. Când plecau la 6 trebuia, noi ne sculam la 8, spunem noi, care spun în istoria lor. Trebuia să fie mămăliga făcută sau pâinea făcută la cuptor, ciorba pe foc. Și apoi ei mergeau când veneau la prânz, de la sapă, după ce lucrau, și era un zi de post.
Nu aveau așa copii neascultători cum sunt astăzi. Nu, nu, nu. Nu aveau chiar atâtea cauze. Noi avem mult pentru ce posti, iubiților. Nu ne ajunge de luni până duminică dacă numărăm cauzele. Să ni le rezolve odată Dumnezeu. Să se adune numărul de zile de post. Ei plecau dimineața cu, la sapă, la muncă, unde plecau, veneau seara, încheiau ziua de post, cu ce încheiau. Așa duceau credința, pocăința. Nu alegeau plăcerea de o clipă. Ce mă întristez și ce te doare, stimate frate și soră, când băiatul tău alege plăcerea de o clipă. Dar unde te-ai uitat, băiete? Băiete, unde te-ai uitat? L-am văzut pe tăticul mai întâi. Ați auzit? Am văzut-o pe mămica mai întâi. Ne vrem să fim un exemplu bun. Măi, și dacă ceva ți se pare că e normal pentru toți, ca lucrător sau, nu știu, ca tătic, ca reprezentant al cuiva în urma ta, nu faci, chiar dacă și alții fac. Nu consum, chiar dacă alții consumă. Nu mă duc, chiar dacă alții se duc. De ce? Alții mă vor urma. Și eu vreau copiii mei și copiii noștri să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos. Amin. Sigur vor ajunge în Împărăția Lui Dumnezeu. Va ieși din ei proroci, evangheliști, păstori, învățători, mame adevărate în țara lui Israel. Ar fi bine să renunțăm de a mai alege plăcerea de o clipă, care este o travă din care se poate muri. Știți ce înseamnă credința adevărată, dragilor? Prin credință Moise a ales să sufere, asta înseamnă pocăință, suferință împreună cu poporul lui Dumnezeu, decât să le bucuri de plăceri de clipa ale păcatului. Astăzi este la modă oamenii să guste din absolut din orice. Mai există, mai ales că este posibilitatea aceasta. Nu, nu, nu. Moise a avut posibilitatea aceasta. Dar zice că mie nu-mi trebuie lume. Mie nu-mi trebuie Egipt. Mie nu-mi trebuie păcat. Mie nu trebuie să fiu cel mai mare aici în Egipt. Mie trebuie să fiu cu poporul lui Dumnezeu. De ce? Uitați-vă, citesc mai departe. El socotea, versetul 26. Fraților, când iubiți frați, când facem o alegere, faceți o socoteală cu mintea. Dar cu mintea lui Dumnezeu, cu înțelepciunea lui Dumnezeu. El socotea, spune cuvântul, versetul 26, Evrei 11, ocara lui Hristos, ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului. Pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Nu alege pentru ziua de azi. Ce faci tu, alegi pentru că mâine vei culege ce seamănă omul, aceea va să cera mai târziu. Seamănă cineva în fire? Putrezirea. Seamănă în Duhul? Viața veșnică. Doamne, ajută-ne să semănăm în Duhul. Ca să putem să cerem viața veșnică. El făcea o socoteală, spune, el socotea o cara lui Hristos pe care a ales-o. Să sufere, o cară, dispreț, rușine. Cioban la oi, cioban la oi, la oile lui socrul său. Asta e și mai greu. Eu n-am să fii cioban la oile, dar să fii cioban la oile lui socrul tău. Nu prea este relație de multe ori între gineri și socru. A devenit, stimați gineri, să pupați mâna la toți socrii. Dar de ce? Păi ei v-au crescut fata care v-a dat-o, care te-a făcut fericit și te-a făcut tătic. Dumnezeu să vieze toți socrii din această adunare. Amin. Dumnezeu să aibă milă de toți ginerii din această adunare. Iubiți-vă socrii și soacrele, dragilor. Ei te-au făcut fericit. Când vezi soția, Doamne, și ai și copii cu ea, Doamne. Nu, nu, nu. Cineva a muncit din greu, din foarte greu. O să vezi când o să ai copii. O să fii și tu socru. Ce bine ar fi să se poarte, să se poarte ginerii tăi cum te-ai învățat cu socrul tău. Nu, 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 nu-mi doresc asta. Mă pocăiesc acum, mă port frumos cu socrul și cu soacra, pentru că n-ai cum să vezi împărăția. Pocăit, dar nu-și iubește soacra. El e evanghelist, dar nu are nicio legătură cu socrul. Nu există din asta. Până să-ți iubești, să fii om, ca om iubești. Și văzând, mai ales că nu trebuie să iubești pentru că iubești pentru ce ți-a făcut. Ești obligat. Ești obligat de lucrul ăsta. Ți s-a dat un dar deosebit. Nu? Și el era cioban la socrul lui la oi. Suficeta cu socrul său. Nu mai duc oile. 40 de ani. Vii gândit, hai că după un an mă mută socrul. Pune alții. Angajează socrul pe cineva și o să vii numai să număr oile. Nu! Moise, tată, anul ăsta... Măi, anul ăsta lucrim. Când începea 1 ianuarie, mai încep. Măi, și anul ăsta trebuie să fii tot cioban, totul. Tată, dar avem multe oi, nu vrei să angajăm pe cineva? Măi, nu, nu. Nu împărțim cu nimeni binecuvântarea.
O lăsăm aici în casă. S-au adunat ani. S-au adunat ani până când Dumnezeu l-a pregătit. Și ce a făcut Moise după 40 de ani de pregătire? A omorât un om. Nu știa să împace doi frați. A știut să împace doi frați? Nu. O zic că tu te bași să ne împaci pe noi? Mai erau dizbinare, au și fugit. Dar după încă 40 de ani, știi ce a făcut el? S-a pus pe genunchi, pe burtă s-a pus. Și a zis, Doamne, auzi, decât să se piardă poporul ăsta, decât să-l nimicești, mai bine mie șterge numele din cartea vieții. Auzi ce înseamnă școala suferinței? Tu ești una cu toate oile. Ați înțeles? Ești una cu toate oițele și cu toți melușeii. Doamne, cum să se piardă, să nu se piardă niciuna? Că ăsta-i planul lui Dumnezeu. Dumnezeu dorește cât să piară? Fie risipitor, băi, dacă e ceașa răzvrătit. Nu, niciunul! Și tot să vină la pocăința, amin, da? Și l-a folosit Dumnezeu, l-a crescut și el în loc să aleagă plăcerile de o clipă, stimați tineri, stimate fete ale noastre, băiatul ăsta care sună, băiatul care te sună și care spune trebuie cu mașina și vrea numai să ducă de mână, să spun ce este? Poate nu-i frumos să spun ce este. Un sărut înseamnă moarte. Atât, doar atât. E da, voi doar să țină de mână înseamnă moartea ta. Ești pe drumul morții. Nu mai este mult. E fi nimicită. Mâncată de leu ăla. Sau de lup, că ăla-i lup de fapt mâine. Trebuie să fie mare, mare grijă, mare atenție. Ni se întind astăzi foarte multe curse. Nu alegem plăcerile de o clipă. Când a trecut creștinul, scris de John Bunyan, prin târgul deșertăciunilor, toți cu tarabele, cu piețele, care mai de care, fel de fel de ce aveau ei acolo produse, prețuri și mici și mari, sau cum erau. Ăsta nici măcar să se uite. Cum? Nici măcar să te uiți, sfida și marfa lor. Cam așa este lumea. Ea trebuie sfidată. Nici măcar nu mă interesează. Mă prinde, dacă mă duc, te duci la magazin, la mall, la adunare, două ore te-ai plictisit, domnule. La mall ai plecat la 7. Și trebuie să închide, ieșiți, vă rog, că trebuie să închidem magazinul. Și ai cutredat 4 ore, dar ce ai luat? N-am luat nimic. Să nu merg cu mâna goală, iau o pereche de ciorap, să ieșeau, nu știu, un tricou. Și nu știi, ai pierdut 4 ore. 4 ore să stai pentru un tricou? Când puteai să stai o oră pe genunchi cu familia, o oră să cânți cu orchestra și o oră să faci studiu cu tinerii. Oh, ce câștigat erai! Să nu alege plăcerile de o clipă. Renunțați la ele, iubiților. Când firea îți cere ceva, răstignită. Când firea mai vrea ceva, ea răstignită. Nu-i voie firuța. Sora firuța este persoana cu care nu trebuie să înțelegi deloc. Să spui cu toți să te înțelegi, dar cu sora firuța nu sunt prieten cu tine. Nu am bunul simț față de tine. Nu trebuie să ai bunul simț față de fire. Noi suntem educați, avem bunul simț față de frați, față de alții mai în vârstă și mai puțini în vârstă și mai mici ca noi. Că bunul simț nu se poartă doar cu cel mai în vârstă ca tine frumos, și cu cel micuț. Dacă e vorba de fire, nu mai fiți cu bun simț cu ea. Fiți foarte obrați, cum să zici să fiți? N-ai ce căuta la noi. Nu vii milă de mine? Absolut deloc. Era un frate, era suferea de mândrie. Îl cam stăpânea. Și frații l-au mustrat, l-au mai certat. Și zis, măi, voi loviți în mândria mea. Și păstorul a zis, eu calc acum în picioare mândria ta, o să ia așa în picioare acolo în birou. Ca să fie nimicită, să poți să fii mântuit. Credința adevărată, stimate tânăr, face o alegere. Alege nu lumea, nu Egiptul, nu plăcerile de clipă, nu ofertele Izabelei, nu chipul Izabelei, nu chipul lumii, ci alege o cale a lui Hristos, alege calea pocăinței. Dumnezeu să ne ajute pe toți și toate. Și spune cuvântul Domnului, mai citim ceva. Deschideți cu mine. Daniel. O să încheiem acum. Daniel. Capitolul 1. Daniel, capitolul 1. Dragilor, cel mai sigur loc pentru mântuirea unui om și auzirea Evangheliei, pentru trezirea oricărui păcătos, este casa lui Dumnezeu. Aici când venim, nu ne dorim, vreau să fiu mare sportiv, nici nu vreau să fiu, nu. Când vin aici la adunare, când se gata adunarea, în timp ce aud predica, cântarea, îmi zic, îmi doresc să fiu mai pocăit. Îmi doresc să fiu mai credincios, mai răbdător, îmi doresc să iubesc mai mult soția. Îmi doresc să fiu mai atent cu copiii. Asta văd în casa Dumnezeu.
Gândurile astea îmi vin, hotărârile astea îmi vin. Și aici Daniel, capitolul 1, versetul 8. Credința adevărată, dată odată, sfințată pentru totdeauna, care nu se schimbă niciodată, da? Este cea care face o hotărâre. După ce face o alegere, e și hotărâtă în acea alegere. Înțelegi? Hotărârea nu este numai în adunare, la senzațional, la entuziasm, la sentiment. Ies afară, rămân hotărât. La servici, sunt hotărât cu aceeași credință. La școală, hotărât în aceeași alegere. Peste 5 ani, hotărât cu aceeași alegere. Peste 10 ani, mă duc, nu știu unde, merg cu avioanele și zbor în stânga, în dreapta, rămân la aceeași alegere. Care? Hotărâre. Daniel, versetul 8, capitolul 1. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care bea împăratul și a rugat pe căpetenia famelor dregători să nu-l silească să se spurce. Punct. Hotărâre de a nu ne mai întina. Întinare prin privire. Întinare prin auz. Întinare prin atingere. Un frate predicator a fost într-o țară străină, chemat de niște frați, tineri, toți erau necăsătoriți dintr-o singură familie, veniți la noi să predicați. Și a zis, măi, vreau să vin și eu cu voi la lucru, să văd cum trăiți, că voi să-ți pocăiți la dumneavoastră. Păi nu, că e greu, o vrut să nu-l ia cu ei la lucru. Mergi cu noi la, și eu vreau să merg cu voi la lucru. Te impui ca lucrător. Ai autoritatea asta. S-a dat-o Dumnezeu. Chiar dacă sunt respins, nu-i nimic, eu trebuie să fac asta. Dar nu vreau, frate, nu-i nimic, eu vreau să fac asta. Trebuie să cedez el, eu nu cedez ca lucrător. S-a dus cu ei la lucru, acolo au vrut să-l puțin, să-l păcălească pe fratele, dar nu a reușit. Și vin cu mașina de la serviciul lor, de la munca lor de construcție acasă. Și frate, zice, oprim aici să luăm un suc sau o apă să iei. Fratele era în față, șoferul și frații lui de corp, erau patru frați de corp în spate. În timp ce stătea, fratele n-are de lucru. E bine să n-ai de lucru și să-ți faci ca lucrător. Acum, cum e schimbător, acolo era ceva ca o cutie și deschide. Când deschide așa din spate, s-a strâns așa. Era multe CD-uri. Și scoate fratele un CD-u. Ăștia. Zice, pot să pun și eu CD-ul ăsta? Ăștia, cum să pui tu CD-ul ăsta în mintea lor? Nu sunt ale noastre. Dar stai că nici nu am pus. Nu știu ce cântă. Nu sunt ale noastre, nu sunt ale lui. Măi, dar nici nu l-am pus. Și fratele l-a pus. Eu o să văd dacă sunt ale voastre sau nu. Sau dacă e a lui. Eu pun CD-ul, el e la magazin, o să iese de la magazin. Și când o să audă muzica lui, o să tresare. Dacă e ceva ce nu cunoști, tresare, da, de unde? Și a pus fratele muzica aia, nu pocăiască. Manele de astea din lume. Din lume. Te întinează astea. Cum să cânți, să asculți manele și să cânți o Doamne mare când privesc pe lumea? Nu merg. Nu merg, dragilor. Doar atât cânți o Doamne mare când privesc pe lumea. Alea nici nu vreau să... Alea sunt izvor de la satana. Nu ascultăm așa. Și a dat alea acolo muzică. Fratele, când au auzit, o să cum cântă muzica asta, ca să numai eu am. Și a venit, frate, vă rog frumos, nu sunt ale mele. Măi, chiar nu sunt ale tale, nu. Păi dacă nu sunt ale tale și nu știu ce, le putem rupe, nu? Păi da, cum să nu. Toate, pac. Și a rupt toate CD-urile. Există întinare. Există întinare prin muzică. Când cineva compune o cântare, o compune dintr-un duh, dintr-o stare. L-a lăsat pe unul prietena. Știți cum a compus Mihai Eminescu Luceafărul? Îndrăgostit. Și din durerea că l-a lăsat iubita, a făcut o cântare. Sunt azi care fac. Din durerea că frații nu-l pun la cuvânt, compun cântări. Dar sunt altele. Am primit cântarea. Ați auzit de asta, nu? Te pui pe genunchi, se face o rugăciune, și la un moment dat unul cântă în alte limbi și cântă o cântare. Era adunare. În țara românească. Era căsătorie. La căsătorie ai impresia că nu trebuie să faci rugăciuni pe genunchi. Că vin domn și doamne. Pe ei trebuie să se pună pe genunchi. Ajutați-mă măcar atunci să facă rugăciuni. La căsătorie să nu prorociți. Vă rog, orice numai să nu prorociți. Că stricați tot programul. În timpul adunarea plină la căsătorie, predica predicatorul. Îl știu, asta e cunoscută, nu-i citită. În timpul predicii, erau aici plin de tinere, două fete au început să vorbească în alte limbi în timpul predicii.
Și în timp ce vorbea, predicatul nu s-a oprit. Ele vorbeau în alte limbi. Au început să cânte amândouă în alte limbi. Și au început să cânte în alte limbi cântarea. Venirea lui, a Domnului, e aproape, e aproape. Cântări prin Duhul Sfânt, date. Vin o bolnav la adunare, că plec sănătos și vindecat. Că se coboară la scăldătoare, Domnul Iisus Hristos. Să vii să fie numele Lui. Cântări prin Duhul Sfânt, date. Nu inspirate la supărare, cu cafeaua pe masă, cu internetul deschis și copie. Îi ascultă pe 20 și de la 20 ia câte un sol, câte un mic, câte un fa și face și el un țidiuc să-și facă bani de buzunar. Nu-s de buzunar, îți de mașină. Dar nu de mașină de asta să poți să mergi la lucru. Mașină să n-aibă nimeni. Să se uite tot ce mașină ai, orice mașină ai. Seamănă cu al lui Domnul Iisus când ai dat în Ierusalim. Exact cu al lui seamănă. Deloc nu seamănă. Nu semeni. Trebuie să semeni cu Domnul Iisus Hristos. Credința adevărată face o tărâre. Ce o tărâre? Să nu se mai spurce. Cu privirea, cu gândul, cu simțurile, cu tot ce ai. Mă hotărăsc să nu mă spurc, să fiu curat. Unde? În mijlocul nelegiuirii a Babilonului. Ai auzit? Credința lor probată, încercată, o să muriți. Uite, vedeți sculptorul ăla? Da, împărate. Uite, toată orchestra mea o să cânte. Vă puneți și voi pe genunchi. Am auzit că voi nu vă puneți. În adins? Da, uite, în adins. Dacă o să mai pun să cânte, eu îmi milă de voi. De tinerețea voastră, îmi pare rău de voi. Sunteți tineri, cum să pieriți așa? Nu vreau să pieriți, eu vreau să trăiți mai departe. Uite, o să pun să cânte orchestra încă o dată. Pune o să pune, pune-o, împărate. Măi, uite, cuptorul se-i sperie, doar vă închinați mie. De 7 ori mai încins. Împărate, noi nu ne închinăm. Împărate, noi nu de cuptor, nu e problema de cuptor. Noi de Dumnezeu ne-am legat. Nu ne frică nici de 10 cuptoare, nu înțelegeți, împărate. Spune Biblia că ei au zis așa, împărate, noi nu ne închinăm, Dumnezeu ne va scoate din mâna ta. Măi, nu vă scoate. Și dacă nu ne scoate, nu e nicio problemă. Noi murim, dar murim și ne ducem la stăpânul nostru. Slăviți să fie Domnul, nu? Hmm? Sar de sete, spunea când poetul, sar de sete sau să mor de sete. Tot n-aș bea de unde? Măi, dar ți-i sete de o țără? Nu, nu, poți să mor de sete, nu guste. Din firea lumii care e o travă, din cine gustă ne amoare. Îi spune cuvântul Dumnezeu, fiți atenți, iubiților, Evanghelia este adevărată, Domnul Iisus Hristos, stăpânul nostru, este viu în vecii vecilor. Lăudat să fie numele, este același, este real, lucrează la fel ca și atunci. Noi nu ne închinăm. Și mai tare încis. Apoi au luat niște oameni voinici, i-au legat hainele lor, i-au aruncat focul foarte tare, au murit voinicii. I-au păsat la împărat, nici de cum, mai am voinici. La Mântuitorul nu e așa. Și iasă s-a îngrozit, înspăimântat, un om nelegiuit. Vede o vedenie. Și o și tălmăcește, iubiților. Și zice, măi, n-am aruncat noi 3 oameni? Ba da, stăpâne. Eu văd în cuptor 4. Și al patrulea știe să-l descrie. Seamănă cu un fiu de Dumnezeu. Domnul a fost acolo în cuptor. Păi scoateți afară, măi, ieșiți afară de acolo. Au început să se adune toți în jurul lor. Nu mirosea fum. Nimic, nimic, nici părul, nimic, nimic, nimic. Prea iubiților, prin credință Dumnezeu ne păzește de varurile și focurile lumii. Să-L slujim pe Dumnezeu cu toată inima, dragilor. Și în Valea Dura, unde se cântă orchestra lui Nebucadnețar. Și acolo suntem credincioși. Suntem pocăiți la școală, pocăiți pe tramvai, pocăiți la locul de muncă, pocăiți la spital, pocăiți în avion, pocăiți în America, pocăiți în România, pocăiți la fanfară. Amin, nu? Asta e credința adevărată. Face o hotărâre să nu se spurce. Și acolo Dumnezeu scapă, salvează și știi ce se încheie frumos acolo? Nebucadnețar, omul nelegiuit care vrea să te dea la moarte pe tine, se pocăiește după tine. El te urmărește, îți vede credința. Te încearcă, te probează. Fel și fel de probe. Și tu reziști, Dumnezeu te întărește. Tu biruiești, Dumnezeu te întărește. Îi spune, eu vreau să merg și eu cu tine. Parcă te ia tremurul. Unde să mergi cu mine? Vrei să mă spuneți acolo? Nu vreau să merg cu tine unde mergi și tu să văd. Ce e acolo? Că așa om n-am găsit. Așa fată n-am văzut. De credincioasă, de smerită, ca Iosif. În casa lui Potifar, de curat. Nu vreau să merg și eu acolo. Și m-a zis că aveți grijă, de acum gata, Dumnezeul lor
E Dumnezeu cel adevărat. Și a scos o mare slavă Dumnezeu din trăirea celor. Și încheie acum. Credința adevărată, adevărata credință, este una singură. Nu e din Banat. Nu este din Crișana. Nu e de la Vicov. Este credința din Scriptură. Amin, nu? Este credință de Banat. Credință de Bistrița. Credință. Una singură și toți. Chiar dacă uitați-vă, fraților, aici nu suntem moldoveni, bistrițeni, bucovineni, aici toți suntem frați. Amin. Și toți suntem români. Amin, nu? Atât. Și rămâne, ținem la asta. Ținem la limba română foarte mult. Și în casă nu vorbim deloc germană. Deloc. De ce? Ca să nu uităm. Română. Vorbesc copiii destul la grădiniță germană, nu? Vorbesc destul copiii la școală germană, la servici germană. Dar acasă numai românește. Nici nu mai știu să zic, nu știu cum se românește. Deci nu mai cheamă Ioan. Îl cheamă altfel, nu? John și alte nume. Nu. Închei spunându-vă, credința adevărată te îndeamnă, aia adevărată te ajută să faci o alegere. Prin credință alegi. Alegere să nu alegi lumea, ci pe Domnul Iisus și ocara. Hotărâre să nu mai ne spurcăm, întinăm și să slujim pe Dumnezeu. Dar te scoală și la luptă. Ăsta e gândul care închei. Credința adevărată nu e o credință care e pasivă. Fiecare cu treaba lui, fiecare cu casă. Eu nu am treabă. Cât despre mine, eu și casa mea și mai decolo, nu. Asta e democrația și Europa. America, poate chiar și România. Dar spunea mai departe psalmistul, de dragostea cui? A Sionului. Păi suntem frați. Și spunea Apostol Pavel așa, cineva păcătuiește, eu ard. Cineva păcătuiește, nu mă interesează, e problema lui. Nu. Toți ardem. Credința adevărată te scoală la luptă, ca pe David. Ești un David care înfrunți pe Goliat. Ești un David care aperi onoarea lui Dumnezeu. Ești un David care aperi credința dată Sfinților, dată pentru totdeauna. Ești un David care propăduie spălarea picioarelor la cina Domnului. Dar nu vreau să facă, dar noi suntem împotrivă, nu-i nimic, eu merg mai departe. Dar nu, noi mergem mai departe. Ești un David care propăduiești nașterea de copii. Dacă ai numai doi și n-ai mai vrut, ce să spui? Tu ce pleci la binecuvântare? De educația copiilor. Educația o foarte multă. Naștere din nou nu este. Înțelegeți? E diferență de educație și naștere din nou. Cu educație vorbește frumos, poate te respectă. Dar nașterea din nou îl iubește pe Dumnezeu și pe tine și adunarea întreagă. Noi copiii îi naștem fizic. Din nou numai Dumnezeu îi naște. Și ceea ce îi naște din nou este cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Credința adevărată, stimate frate, soră, lucrător, te ridică în picioare și apere onoarea lui Dumnezeu. Cuvântul așa cum este scris. Mărturisirea noastră de credință spune aceste lucruri. Ei, David a înfruntat pe Goliat. David nu era om de sabie. Nu era om de suliță, nu era om de armată. Era om de stat cu oile, un copilaș nebăgat în seamă. Ce ai venit și tu, îți cunosc mândria, ai lăsat cele oi ale tatălui să vii aici? Frații l-au înfruntat. Și le-a zis că, da, ce zice omul ăsta? Toată națiunea lui Israel se temea de un om, acest uriaș, și Saul a zis, omul ăsta îi vitează în tinerețea lui, războinic. Când se uită David, voi nu vedeți că ăsta nu-i viteaz? Ăsta este un netăiat împrejur. Netăiatul împrejur nu are nici o putere, nu are nicio putere. El a înțeles asta. Adunarea nu a înțeles. Saul nu a înțeles. O să fie un om puternic. Măi, cum să fie puternic dacă el nu are tăierea împrejur? Tăierea împrejur este botezul cu Duhul Sfânt. Amin, nu? Puternici oameni sunt oamenii botezați și călăuziți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Amin. Nu cunoștința te face puternic. Nu relațiile. Nu. Botezul și ungerea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Asta avea David. Era tăiat împrejur. O să mă duc să mă lucru cu acest netăiat împrejur. Și cum desfie acolo lucrarea? Se uită Golia, dita mai omul. Încheie, acum uită mai 2-3 minute. Dita mai omul, pregătit. Și vede un copil. Mergea cu pași, așa scrie acolo, Goliat. Mergea încetul, cu încetul către David. Parcă abia vrea să se apropie copilul ăsta. Cum ăsta se luptă cu mine? Ăsta mă va birui? David, copilaș. Biblia spune, a alergat. Uitați-vă în Valea de Rebințe, uitați-vă. Un dintre mai om, în loc să fugă către dușman,
Abia mergea pas cu, parcă mai mici făcea pașii. Cred că mergea mai repede cel ce ducea scutul ca el. Abia mergea. Și David fuge către biruință. Și spune că Dumnezeu cu o piatră l-a lovit. Cine ești tu? Și începe să spună către altul. Ce vedea în David? Un copil cu păr bălai, cu față frumoasă. Toate acestea erau bune. Ce mai frumos era, Domnul era cu el. Iubea pe Dumnezeu. Iubea casa lui Dumnezeu, iubea Evanghelia lui Dumnezeu, pe Dumnezeul cel adevărat. Și a zis, Doamne, eu mă duc în numele Tău să apăr onoarea Ta. Erou național, eu sunt eroi. Erou național al lui Israel a fost David. Dumnezeu a biruit pe Goliat prin David, cu sabia lui. Eu doresc din toată inima, iubită adunare, stimați frați lucrători, se încheie anul 2019. Dumnezeu știe și mai știm și noi cum l-am încheiat. Cum ai trăit credința, cum ai mărturisit-o, cum ți-a fost rușine sau nu rușine cu credința ta. Cum ai ținut la credința dată, sfinți, odată pentru totdeauna. Cum te-ai acomodat și te-ai dat după stânga, după dreapta, după partid și nepartid. E vremea când Dumnezeu ne cercetează și vrea să ne întoarcem la călarea pocăinței. Se întoarce cu toții la adevărata credință, la singura credință care este însoțită de mărturiile Evangheliei, semne, minuni, vindecări, darurile Duhului Sfânt. Credința adevărată va aduce fii risipitori acasă, va elibera prinși de război și va mântui pe cei care sunt pierduți. Asta face credința adevărată. Învățătura sfântă care duce la evlavie. Eu doresc din toată inima în sensul acesta, Dumnezeu să întărească toată adunarea Domnului. Să cerem putere, iubiților, să ținem cum am primit. Cum ați primit în România, cum ai primit când aveai 16 ani și te-ai pocăit, cum ai primit când aveai 13 ani și ai primit Duhul Sfânt, cum ai primit când ai venit de acolo, de unde ai venit, aici nu ne-am modificat, ținem aceeași credință, oriunde am fi, orice stare socială am avea, oricâți bani, puțini sau mulți ar fi în buzunar, ținem credința care s-a dat sfinți odată pentru totdeauna. Dumnezeu să binecuvinteze adunarea Domnului. Și apoi această credință, stimați frați și soror, dragilor, va fi răsplătită cu cununa care nu se poate vesteji. Credința care ne-o va da Domnul însuși, personal. Credința care va deschide porțile cetății. Credința care ne va da dreptul să mâncăm din pomul vieții. Să vedem râul lui Dumnezeu. Să vedem scaunul mare și alb. Ne va da dreptul să fim tot de a una cu Domnul credința adevărată. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat harul să putem să slujim, purtând crucea în fiecare zi. Și apoi și jucul lucrării. Îi mulțumim că ne-a vrednicit să putem vesti Evanghelia Lui, dată de El și învățată de El. Nu vrednicia noastră, nu meritele noastre, ci în toate cerem ajutorul lui Dumnezeu să ținem credința dată, sfinți odată pentru totdeauna. Fiți binecuvântați de Domnul și Dumnezeu să fie lăudat în toate. Amin.